Lucian Ionescu nu mai este, începând de ieri, directorul clubului sportiv Mușcel Câmpulung, acesta alegând, așa după cum a declarat în conferința de ieri, să revină în mediul privat, mai exact în funcția de director tehnic în cadrul societății Digital Cable System. Deși încă nu s-a primit o adresă oficială de la Ministerul Tineretului și Sportului, în locul său, până la numirea noului director interimar, este expertul sportiv din cadrul clubului, Mihail Cheghe. Ieri, la ultima întâlnire cu presa locală, în postura de director, Lucian Ionescu a vorbit despre realizări și proiecte, dar a făcut și o trecere în revistă pentru fiecare secție din cadrul clubului. Așadar, la nivel de atletism, vreau să vă spun că am reușit, am încercat și am reușit, cel puțin pentru moment, să îl păstrăm pe Irinel Cojan, sportiv de performanță, sportiv care, după terminarea studiilor, în mod normal ar fi plecat din Câmpulung. Și iată că nu ne-am înșelat, chiar la începutul anului rezultatele nu au întârziat să apară și acesta a obținut 2 medalii de aur. O secție de bob este o secție talon pentru clubul nostru. Ați văzut și dumneavoastră că au avut rezultate deosebite la Jocurile Olimpice. La box ar fi mai mult de discutat. Această secție s-a comportat cumva ca două secții. Am încercat să exploatăm neînțelegerile din această secție pentru a putea să creștem rezultatele și acest lucru s-a și întâmplat. Practic, această concurență dintre cele două părți ale secției de box a condus la o creștere a rezultatelor. La judo, sensei Duță s-a pensionat. Am avut o teamă că există un risc de a pierde de acest post și pentru că acest post, în pensionarea lui sensei, s-a vacantat, noi în aceste condiții am reușit să detașăm un fost sportiv al clubului care va conduce această secție până la stabilirea unui concurs. La lupte nu am foarte multe de spus, cu toții cunoașteți, este una dintre cele mai active secții, lotul național este la Câmpulung, cel de juniori. Antrenorii de la această secție își fac foarte bine treaba, au poate cea mai numeroasă componență, din punctul meu de vedere au cea mai bună pepinieră pentru viitor și cred că în câțiva ani rezultatele se vor vedea foarte bine pentru că au foarte mulți copii. La volei am încheiat un contract de voluntariat cu doamna profesoară de la Școala 3 Raluca Nedelcu, fostă voleibalistă, care aduce un aport semnificativ secției de volei și am îndreptat cumva am realizat o îndreptare bugetară, aș spune, anul trecut, care a putut permite secției de volei să funcționeze în campionat la parametri normali, să ajungă în semifinale și chiar să aibă o șansă foarte mare să intre în finală campionatului național de mini-volei. Sani a avut rezultate deosebite, domnul Fulger s-a concentrat foarte mult pe activitatea sportivă, a avut rezultate foarte bune atât la campionatele naționale de anul trecut, dar și în acest an, abia a început anul, dânsul săptămâna trecută tocmai a obținut o medalie de aur. Ultima secție, radioamatorismul, este o secție care are un parcurs constant, nu se dezminte, în fiecare an aduce una-două medalii în condițiile în care au un buget extraordinar de mic.